Am să-mi permit să dau acum cuvântul domnului profesor Teretean. Meseria mea este aerul condiționat, ventilarea și încălzirea cu aer. O meserie dificilă care înainte de 1990, pe partea de aer condiționat și ventilare, a fost mai puțin dezvoltată, tocmai datorită consumurilor mari energetice. Am fost martorul multor situații în care, din proiecte de dezvoltare, au fost tăiate valorile de investiție pentru ventilare, iar de climatizare nici nu mai vorbim. Acum avem șansa să ne putem răcori vara. Cum spunea doamna profesor, creșterea în Grecia a fost exponențială. La noi tot exponențială este, dar merge puțin mai greu pentru că valorile de investiție sunt mai mari. Însă, tendința este clară. Se va întâmpla însă un lucru. Azi dimineață, venind către sala de conferință, prin mulțimea de automobile, mi-am dat seama că trăim o perioadă fericită. Putem să oprim în orice clipă, la orice benzinărie și să facem plinul. De două ori pe zi, de trei ori pe zi, avem combustibil berechet. Lucrul ăsta va mai dura probabil 10 ani. Se estimează că în 2036 o să ne punem pofta în cui în ceea ce privește băutul benzinei și va trebui să mergem pe situații alternative. Vedeți deja, automobilele au început să fie hibride, deci amestecate cu electricitate. Priviți, deși împărțirea asta în convențional și neconvențional pare interesantă, să știți că limitele nu sunt extraordinar de bine conturate. Totuși, din motive didactice, am făcut împărțirea. Putem spune câteva cuvinte mai detaliate despre primele trei. Cele 4, 5 și 6 n-au încă put în expunere, de aceea le voi summarize în câteva cuvinte. Nimeni astăzi nu face curățirea instalațiilor de ventilare. Dacă dumneavoastră veți auzi de coșari care se intre pe tubulaturi și se le curețe de praf, și asta să știți că este o minune. În România, niciun caz. De aceea, curățirea instalațiilor de ventilare este foarte importantă. O să-mi spuneți, bine, domnule, dar 2-3 mm sau 1 mm de praf pe tubulatură, ce importanță are? Are, pentru că ăsta se strânge în ghemotoace și pleacă la un moment dat și se duce exact în filtru. Și când au intrat în filtru, îl colmatează. Colmatarea filtrelor este una din cauzele care cresc consumurile energetice și în același timp scade eficiența instalațiilor. Și atunci lucrurile se leagă. Consumăm mai mult. Eu sunt expert tehnic și mă plimb de obicei după ce s-au produs necazurile, explozii, bătăi între beneficiari și deci lucrez în junglă. Știu ce vă spun. Am găsit o situație în care la o clădire de maximă importanță from the middle of Bucharest. Am găsit filtre neschimbate de 5 ani. Vă rog să mă credeți că atunci când echipa cu care am fost, am extras filtrele, am constatat că acolo colcăiau tot felul de lucruri. Nu intru în detalii. Schimbarea filtrelor este foarte importantă. E drept că ne costă. Costul este însă pe măsură. Și întrebarea este, de ce ne punem instalații care să ne servească aer curat, când noi înșine poluăm acest aer cu praful pe care îl depozităm în ani de exploatare. Avoid air leakage. Deci, instalațiile trebuie să fie etanșe, bine realizate. În clipa în care apar fisuri sau neetanșeități ale tubulaturilor, apare aerul fals. Păi aerul fals, care poate să ajungă până la 10-15%, poate perturba celebrele calcule pe care le facem spre spaima studenților noștri în diagrama psihrometrică, da? Diagrama X sau Molie, cum o știm. Ori, de ce mai facem acele calcule? Dacă
le călcăm în picioare prin elemente de genul ăsta. Next. Commissioning. Ha. Commissioning. Haideți să râdem. Știți ce înseamnă commissioning? În momentul în care pui instalația în funcțiune, vine o comisie formată din mahări. N-am folosit cuvântul baștan ca să nu... Deci, baștan tehnici. Acești mahări sunt, de fapt, specialiștii care reprezintă beneficiarul, proiectantul, furnizorul de echipamente, executantul instalației și cel care va face întreținerea. Toți ăștia se uită în planuri, se uită în instalație, apasă pe butoane, fac măsurători și zic, da, instalația funcționează conform parametrilor proiectați. Never, never, never în România nu se face commissioning. Pentru proiectant e foarte bine că el scapă. Dacă da nimerit-o bine, nimeni nu vine să-i spune de ce pe aici nu curg 1000 de metri cubi sau 2000 sau de ce nu e așa de cald. În clipa în care se face commissioning-ul, instalația trebuie să funcționeze pe parametrii care au fost gândiți, care pot fi și economici, mai ales economici. Am epuizat punctele 4, 5 și 6, deci vedeți că timpul merge în favoarea mea. Uitați, o instalație clasică în care aici avem mai multe încăperi. Room 1, 2N, ale unui hotel, ale unei clădiri de birouri, etc. Care sunt dotate fiecare cu unități interioare. Ăsta, ăsta și celelalte. Ce fac astea? Iau aer din încăpere, îl reintroduc și primesc aici un ajutor de aer proaspăt care vine de la o instalație centrală. Asta este o instalație clasică. Observați că injecția de aer proaspăt se face în echipamentul individual. De asta am numit-o Fresh Air Injection System. Dacă vreau să fac Dedicated Outdoor Air System, uitați ce fac. Injecția nu o fac din bara asta de distribuție în fiecare aparat, ci separat în încăpere. E ceva puțin mai mult, dar am separat bilanțurile și masice și termice, controlez mai bine umiditatea, pot să introduc un debit de aer proaspăt controlat, pentru că la ora actuală știți ce se face? Într-o clădire de asta mare, cum e în piața Charles de Gaulle, fost Stalin. Clădirea aia mare. Se introduce aer proaspăt sau alt asimilare. Indiferent de numărul persoanelor din încăpere. În unele vom avea exces de aer proaspăt, poate în altele mai puțin. Ce bine ar fi ca debitul de aer să se facă în funcție de numărul persoanelor. Primele costuri sunt mai mari, automatizarea mai mare, echipamentul same sau higher, distribution ductwork same sau higher, costurile acelea sau mai mari. Însă, observați aici un L. Asta înseamnă lower. Ar putea să fie mai ieftin. De obicei, proiectantul când face ceva, ține seama de treaba asta și acționează. Deci ia uitați aici niște vorbe interesante. Avantaje. Ventilația adecvată în fiecare cameră. Reducerea costului energetic. Decuplează latenta de sensibilă. Profesioniștii știu. Știți cum e, ca în reclama aia. Prietenii știu de ce. Easy airflow measurement and balance. Păi asta ține de buna funcționare a instalației. Împotrivă sunt aceste lucruri. Per global e mai bine. Ventilation demand control using CO2. Deci, controlul bioxidului de carbon, despre care se va vorbi probabil după coffee break, când toată lumea va fi asezonată mai bine, doar o amintesc. Vă rog să observați aici. Lower. Exact în acest moment proiectez a cincea încăpere în care se face controlul bioxidului de carbon. Despre ce este vorba? Vă rog frumos, fumătorii din sală să ridice mâna în sus. Repede, ca să nu pierdem vremea. Eu iubesc fumătorii. De ce? Pentru că ei îmi dau de lucru. În momentul în care fumează undeva, au făcut praf tot aerul din încăpere. Noi venim și rezolvăm, sau încercăm să rezolvăm problema. Ce s-au gândit fabricanții de țigări? Băieți deștepți.
cum facem acum cu nevala asta de interzicere a fumatului, totuși să fumăm? Credeți dumneavoastră că se renunță ușor la a merge la restaurant de către grupurile de fumători și nu a scoate o țigărică la o cafeluță și la o mică discuție, care poate fi, eu știu, o afacere cu sau nu se poate. Și atunci trebuie și lor să le dăm aer proaspăt. Și atunci fabricile de țigări au zis așa, să construim câteva încăperi etalon. Într-o încăpere, dintr-un building, introducem, să zicem, 20 de fumători odată. Ăștia vin la o masă de lucru și mai vin și cu dosarele. Cum se fumează acum? Ați observat? La colțurile de blocuri sau pe balcoane ies fumătorii și cu o cafeluță. E grozav, dar timpul ăla e pierdut pentru producție. Productivitatea pentru firmă e scăzută pentru că se pierde timpul. Și atunci îi aducem într-o sală, îi punem să stea, îi punem să fumeze cât vor și în timpul ăsta îi ventilăm. Cum? Avem un senzor de CO2 și de bioxid de carbon. Și în momentul în care în încăpere au crescut concentrația de bioxid de carbon peste 1000 de PPM, cum se spune, părți pe milion, zdrang, ventilatorul pornește. Dacă situația se întărește, au apărut și niște naționalități fumătoare mai intense, ventilatorul merge mai tare. Am făcut 4 asemenea instalații. 2 dintre ele au fost făcute într-o fabrică de țigări. Știți cum e acolo? Muncitorii au voie să fumeze berechet. Li se pun 2 valize cu țigări, că sunt 2 încăperi, și fiecare își alege de acolo ce vrea. Și nu-l costă nimic. Vă dați seama ce... E un bonus ăsta, nu? N-ar fi exclus ca unii nefumători să spună, stai, domnule, dacă ăștia profită, de ce să nu profităm și noi? Rezultatele sunt mai târziu. Mergem mai departe. Night pre-cooling. Ce înseamnă asta? Avem o instalație de climatizare care în timpul nopții nu o oprim. Tăiem aerul proaspăt, că îl băgăm degeaba, dacă ventilația e mecanică, și lăsăm să funcționeze instalația în așa fel încât să înglobăm frig în surrounding, cum se spune. Total cost pe exploatare energetică este mai mult. Mai trebuie să se întâmple ceva. Vă rog, observați aici. Understanding of occupants. Vă să zic că recuperatoare de căldură. Am să vă prezint o schemă foarte pe scurt. Ce face asta? Un recuperator ia aer de afară. Ăsta e cu disc rotativ. Îl introduce înăuntru după ce preia de la aerul care iese, fie căldura, fie răceala. Vorbim în termeni mai clari. Iată, aici aveți de-a face cu un proiect care a fost realizat anul ăsta, în care ăsta ar fi recuperatorul de căldură. Îl vedeți ce mare e? Observați, e un om aici. Asta e ca o locomotivă. Este primul restaurant din România, făcut de un oltean deștept, care a zis, vreau pentru VIP-urile de la noi, fresh air din belșug. Așa arată după ce s-a terminat. Vedeți? S-a creat o întreagă coșmelie lângă clădire, dar se poate că e în curtea unei foste uzine. Ăsta e răcitorul de apă, îmi cer scuze. Acesta este recuperatorul și uitați canalele de aer care vin și care pleacă din clădire. Sistemul cu aer variabil. Uitați aici un sistem care deja a fost variabilizat. Clasic, ventilator baterii, umidificator, care introduce în sisteme care local au baterii de reîncălzire. Evident că eu pot să variez debitul acesta de aer prin folosirea acestui bypass care își face meseria de scădere sau de creștere a debitului de aer. Mai departe, o să vedeți sub formă de flash-uri 5 instalații exemplificate de noi pentru sistemele cu volum variabil. Uitați-vă în special aici, lowest operating cost. Când o să vedeți un cerculeț, să știți că ăsta este very good. Pătrățelul este good, iar average este triunghiulețul. Al doilea, urmăriți, vedeți, e foarte bun. Uitați-vă la ăsta, ăsta este bun, deci este puțin mai jos. Ăsta, la fel, dar tot este prezentat. Tot e mai bine decât nimic. La fel și ăsta. Și acum să încheiem victorios. Este vorba de Displacement Ventilation System. Observați, vă rog, un lucru aproape de necrezut. O doamnă lucrează
Și în spatele ei este un dispozitiv, aici un domn care merge, care la nivelul parduselei suflă aer. Direct pe ei, fără să-i jeneze, doar să știți ce înseamnă asta. Observați, vă rog, că acolo e colorat mai bine, așa ni se arată cum se duc poluanții. Este vorba de căldură, în special, și de umiditate. Ea se duce sus, sistemul acesta introduce foarte liniștit aerul care face o deplasare. Ăsta este displacement ventilation. Costurile este, însă sunt mai mari, pentru că aceste dispozitive costă. Am folosit aceste dispozitive în camerele de fumători. Uitați cum arată gura. Este destul de sofisticată, pe din afară are o îmbrăcăminte care să fie estetică, dar în interior sunt niște duze special concepute care fac fracționarea debitului de aer în filete, cât mai multe filete. Astea merg foarte bine la cele camere minunate cu iubiții mei fumători, pentru că acolo spațiul e mic, ei sunt mulți, și acest displacement ventilation ia repede fumul și îl aruncă afară. Îmi cer scuze că n-am folosit ecuații, date statistice, diagrame curbe speciale, alea le facem la curs. Acum ați primit doar ceea ce se cheamă partea frumoasă a lucrurilor.